Bună ziua, stimați telespectatori și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Capital Economic. Sunt Antonella Sofronia și astăzi vom vorbi despre finanțările nerambursabile disponibile pentru mediul rural. Proiectele europene reprezintă o șansă pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere, însă nu au banii necesari. Iar pe alocarea financiară 2021-2027 este necesar să avem un plus de atenție deoarece se schimbă regulile. În sensul în care se vor modifica anumite elemente în aplicarea și acordarea proiectelor. În ediția de astăzi, invitata noastră ne va da detalii despre elementele importante pe care trebuie să le avem în vedere dacă dorim să câștigăm un proiect. Să vă bun venit, doamnei Daniela Marcu, expert și consultant în fonduri europene. Bună ziua și bine ați venit! Ce tipuri de finanțări nerambursabile sunt disponibile în prezent pentru mediul rural, pentru activități agricole sau non-agricole în mediul rural? La acest moment este disponibilă o măsură pentru instalarea tinerilor fermieri, dar cei care au lucrat în diaspora. Adică acei tineri sub 41 de ani la acest moment, care pe parcursul anului 2020 au lucrat în străinătate în agricultură, minim 3 luni. Ei trebuie să facă dovada că au lucrat în străinătate prezentând fie un contract de muncă apostilat, fie un certificat care să ateste faptul că ei au lucrat minim 3 luni în agricultură, în străinătate. De asemenea, și acel certificat trebuie apostilat. Aș putea adăuga faptul că această sesiune, practic, este o relansare. Ea a mai fost deschisă și anul trecut, dar uh, nu au reușit să depună proiecte eligibile uh, nimeni. La nivelul țării nu a fost câștigat uh, absolut niciun proiect. Uh, majoritatea s-au... Uh, lovit De această apostilă, care este trecută în ghidul solicitantului, dar care nu, nu s-a putut obține. De uh, mulți, ce? De la țară la țară, regulile sunt diferite. Uh, mulți au constatat că acele contracte de muncă existau fizic, dar nu erau și înregistrate la, cum ar fi la noi, ITM. În, de la țară la țară sunt instituții diferite. Da. În momentul în care au cerut această apostilă, acel document nu a putut fi apostilat, nefiind înregistrat. S-a ajuns la concluzia că timpul a fost prea scurt pentru ca tânărul fermier să și fi lucrat minim trei luni în străinătate, să se și întoarcă, să-și dezvolte sau să-și deschidă măcar o fermă care trebuie să valoreze minim 12.000 de SO. Această regulă cu 12.000 de SO e destul de veche, e din 2015, de când. Ce înseamnă ESO pentru telespectatorii ESO care cu... ne văd prima o dată? Da, aceste ESO le putem vedea ca o unitate de măsură. Fiecare categorie de animal sau fiecare tip de cultură are un anumit număr de SO, fie la hectar, fie pe, pe cap. Ca să putem da un exemplu clar, un tânăr fermier care ar vrea să aplice pentru instalarea tânărului fermier ca și ramură, fiind ramura vegetală, ar trebui să aibă undeva la un minim de 2 hectare cultivate cu legume. Și dacă are în plus, e foarte bine. Bine, acum nici prea mult, pentru că dacă se depășește marja de 50.000 de SO. Atunci nu mai este eligibil. Cumva. Nu mai este mic fermier, este mare este. fermier. Clar, într-adevăr, dacă stăm și ne gândim, ca să ajungi la 50.000 de so, trebuie să ai undeva la 8 hectare de legume. Ceea ce pentru un cultivator nu e ușor să cultivi din start, în momentul în care tu te instalezi în agricultură. Chiar dacă ai lucrat, să zic, cu părinții, știi ce înseamnă agricultura ai mai lucrat în străinătate și poate ai dobândit niște competențe și ai aflat niște tehnologii de lucru mai performante, să cultivi din start o suprafață mai mare de 8 hectare doar cu legume, nu e ușor și nu e la îndemâna oricui. Și atunci acel tânăr, de fapt, s-ar putea să nu fie chiar la început sau să nu fie chiar tânăr sau, în fine, sunt situații multiple. Exact. E clar faptul că pentru a fi eligibil trebuie să ai între 12.000 și 50.000 de ESO. Majoritatea se încadrează la varianta minimă, pentru că ca și start și așa, două hectare sunt multe, e multă muncă la legume. Dacă vorbim de celelalte ramuri, am putea vorbi despre apicultură, unde are nevoie de minim 202 stupi, ca să poată fi aplicant eligibil, iar pe partea de zootehnie, la vaci, de exemplu, vaci de lapte, ar trebui să aibă minim 10 capete. Un aspect important este faptul că aceste vaci, la momentul startului proiectului, nu e obligatoriu să fie vaci de rasă. Pot fi vaci metis, adică vaci obișnuite care au fermierii noștri, țăranii obișnuiți, ca să zic da. așa. Deci, n-ar fi. Un cost foarte mare pentru a se lansa în agricultură. Are nevoie de muncă multă, dorință de muncă, ceva studii, măcar un curs de uh, calificare în domeniul agriculturii, iar la acest moment este obligatoriu să aibă și această experiență de minim trei luni de lucrat cu contract de muncă în străinătate pentru a putea fi eligibil pe această alocare. Este o alocare distinctă, doar pentru diaspora. Bun. Ce sumă se acordă în cadrul acestei alocări și pentru ce anume, de fapt? Tinerii pot primi între 40.000 și 50.000 de euro. Valoarea este diferită. Au încercat să facă o diferență între o fermă mai mică și una ceva mai mare. Mai exact, între 12.000 și 30.000 de SO, ei se califică la un ajutor de 40.000 de euro, iar între 30.000 și 50.000 de SO se califică la un ajutor de 50.000 de euro. Acest ajutor, indiferent de valoarea lui, în primă fază este plătit 75% imediat după semnarea contractului de finanțare. Cu acești bani, tânăr fermier trebuie să aducă la îndeplinire toate obligațiile asumate în planul de afaceri ce a fost depus. În principiu, fiecare fermă trebuie să uh, investească acești bani în uh, dezvoltarea ei. Fie își cumpără un utilaj nou și performant care să-l ajute în uh, cultivarea terenului, fie își cumpără diverse instalații pe partea de zootehnie, uh, aparate de muls, tank de răcire. Cu alte cuvinte, orice. Uh, Astfel încât fermierul să fie ajutat să poată face bani mai repede și mai ușor din acea activitate agricolă. Să înțelegem că respectiva persoană ar trebui să aibă domiciliul în mediul rural. La momentul depunerii cererii de finanțare, domiciliul nu este obligatoriu să fie în mediul rural. În schimb, are ca și obligație, în maxim 9 luni de la semnarea contractului de finanțare, domiciliul să fie în mediul rural. Înțeles. Cât timp trebuie menținută investiția, sau care ar fi perioada de implementare a acestor tipuri de proiecte? Din momentul semnării contractului de finanțare, are la dispoziție maxim 33 de luni pentru a-și îndeplini toate obiectivele prevăzute în planul de afaceri. El poate depune în acest interval dosarul de plată tranșa 2, astfel încât să poată primi și diferența de 25% care nu a fost plătită imediat după semnarea contractului. Distanța între tranșa 1 și tranșa 2 trebuie să fie de minim 12 luni, maxim 33 de luni. După momentul depunerii tranșei 2 și după ce s-au plătit. Efectiv, banii în cont, din momentul în care au intrat în cont acești bani, el uh, intră în perioada de monitorizare, care este de 3 ani, 36 de luni. Timp în care el trebuie să uh, rămână pe aceeași activitate, să o dezvolte dacă își dorește, dar nu are niște indicatori clar, dar e obligat să rămână acolo unde era. Nu are voie să scadă ca număr de animale sau ca suprafață de teren. Uh, să folosească investițiile în scopul în care au fost uh, achiziționate? Mă gândesc acum în cazul culturilor agricole, indiferent că sunt pomi fructiferi sau legume sau orice altceva. Au fost ani în care natura nu prea a ținut cu fermierii. Ce se întâmplă în cazul unui an mai prost sau în cazul unei uh, grindini sau uh, nu știu, unor furtuni care distrug recolta? Practic, uh, ea se face o dată pe an, dacă este distrusă posibilitatea de venituri scade simțitor către zero. Așa este. Din acest considerent, perioada de implementare, adică distanța între tranșa 1 și tranșa 2 a fost gândită destul de larg, aș putea zice, faptul că avem 33 de luni la dispoziție înseamnă 2 ani și 9 luni. Cu alte cuvinte, Aș putea face o glumă, îmi permit să am un an prost. <laughs> Pot avea ghinionul, ca într-un an, fie o grindină puternică, fie o acțiune de vandalism, fie o boală la animale, să se întâmple o nenorocire în ferma respectivă, și el în anul acela să nu își facă vânzarea previzionată. Asta nu înseamnă că își pierde proiectul. Are timp la dispoziție, în anul următor. Să-și revină ca și cultură, ca și încasări, astfel încât, după o perioadă de maxim 2 ani și 9 luni, el să poată demonstra că și-a îndeplinit obiectivele din planul de afaceri și că este eligibil pentru a primi și tranșa 2. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că un tânăr fermier trebuie să dea dovadă de bun gospodar de la început și să înceapă implementarea imediat după semnarea contractului de finanțare, să nu lase că fac peste 2 ani. Nu fac anul ăsta las că o fac peste 2 ani. Pentru că dacă un an mi iau concediu, între ghilimele, și al doilea an am ghinion, atunci, într-adevăr, este o problemă gravă și, din păcate, contractul nu-ți permite să uh, amâni. Am avut un singur caz, o forță, nu chiar o forță majoră, dar un incident nefericit, Ui, în sensul unui fermier care, uh, cumva, în luna mai, S-a pregătit pentru tranșa 2, uh, iar uh, în, uh, la o săptămână distanță, înainte de, a, înainte de a depune tranșa, a fost un incendiu în ferma lui și au ars efectiv adăpostul animalelor și uh, toate animalele care le avea în fermă. Era cumva înaintea Paștilor, era o vreme așa, nici prea cald, nici prea fric, dar cu o vântoasă puternică și efectiv au ars. Și atunci, în acel caz, s-a considerat o situație excepțională și s-au mai dat șase luni peste cele 33. Trebuie menționat faptul că fermierul undeva în luna iunie ajungea la 33 de luni. Uh -huh. Din mai până în iunie nu a avut timp să-și cumpere toate animalele din nou, că însemnau niște bani, bani da. pe care nu -i... A făcut rost, dar nu așa țac-pac. Și... Am făcut cerere la fir și a obținut o derogare de șase luni, timp în care a făcut împrumuturi, a făcut rost de bani și și-a cumpărat animalele din nou. A reparat adăpostul, pentru că adăpostul nu ar se efectiv doar acoperișul, dar au fost da. și acolo nevoie de niște bani. Și și-a refăcut ferma și după cele șase luni a depus tranșa. Da. E bine când se termină cu bine. Da. În general, în momentul în care se discută, se depun hârtii, cei din partea finanțării nu sunt chiar rigizi. Dar, în primul rând, trebuie să dovedească fermierul că a fost de bună credință, că este implicat și atunci se găsesc soluții. Da. Nu la infinit, dar un mic ajutor e. În afară de a. Această linie de finanțare pentru diaspora, mai există și altele în planificare, să le spun așa, pentru perioada care tocmai începe anul acesta? un calendar efectiv nu este publicat. În schimb, au fost tot felul de declarații ale ministrilor. La un moment dat, într-o conferință, a fost lansată ideea că tânărul fermier, proiectul pentru tânărul fermier va avea o alocare de 100.000 de euro per beneficiar, lucru dorit de toată lumea. Dar, sincer, până nu vedem negru pe alb, nu aș putea transmite fermierilor cu încredere această informație, pentru că, ulterior, nu știu dacă ei vor putea înțelege că a fost doar o declarație de presă și nu o informație oficială. De ce se pune atât de mult accent pe tinerii fermieri? Cei peste 40 sau 41 de ani nu ar putea deveni niște fermieri buni? Nu tineri, dar. Uh, această directivă vine din dorința de a întineri generațiile de fermieri. Uh, S-au făcut studii și s-a dovedit că la nivelul uh, persoanelor care declară teren la APIA și care se presupune că îl și muncesc, uh, sunt foarte multe persoane uh, mai în vârstă, a căror putere de muncă nu mai este ca cea din tinerețe, Apoi au fost luate în calcul aceste tehnologii noi, tractoare performante, utilaje performante, care necesită o oarecare înclinare pentru a le utiliza, pentru a le putea accesa. În momentul în care îți iei un tractor de 60-70 de de euro, o parte o primești de la fonduri, dar o parte probabil ai nevoie de un credit. Și atunci când mergi la bancă și spui că ai 70 de ani, nu cred că primești acel credit la fel de ușor ca atunci când ai 40, și probabil niște studii în spate și o vechime, cât de cât, care să-ți dovedească capacitatea de muncă. Clar este că se dorește întinerirea generațiilor de fermieri. În al doilea rând, am putea discuta despre faptul că o persoană la 40 de ani primind finanțare, se presupune că măcar 20-30. Lucrează în agricultură în continuare, deci acea investiție este folosită pe timp lung și aduce plus valoare zonei. Poate mai angajezi unul, doi ajutor, un gestionar, un magazioner. În momentul în care ai o vârstă mai înaintată, această perioadă probabil e mai scurtă. Da, dar probabilitatea de a și rămâne în mediul rural este mult mai mare. Dacă la 50 de ani, de exemplu, dacă s-ar majora această vârstă limită de la 41 la 50 de ani, nu este foarte mult, dar probabilitatea dacă te stabilești la 50 de ani în mediul rural, este să rămâi acolo. Cu nu să te mai întorci la copii, poți sau altele. Cu siguranță așa este, dar această directivă e venită și din partea Uniunii Europene unde s-a stabilit conform unei definiții, ce înseamnă tânăr fermier. Până acum vreo 2 ani era să nu ai împlinit 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare. Acum vreo 2 ani, probabil s-au mai gândit ei la modul de a traduce și au zis ok, de fapt 40, hai până o zi înainte să împlinești 41. Și cumva au mai... 40 zis, inclusiv. Da, 40 inclusiv și cumva au mai lungit un pic perioada asta și au spus ok, tânăr fermier înseamnă să nu ai 41 împliniți la momentul de punerii cererii de finanțare după care au legat-o și de faptul că trebuie să ai un minim de calificare în domeniul agriculturii, adică dacă nu ai fie liceu agricol, fie facultate de agricultură, să ai măcar un, ace un curs de calificare în domeniul agriculturii, acel curs de nivelul 1, care durează undeva la 3 luni de zile. Da. Uh, și apoi să ai o firmă, un PFA, un IE, un SRL, nu contează, dar cu o vechime nu mai mare de 24 de luni. Toate aceste trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a putea bifa uh, definiția tânăr fermier. Bun. Pentru celelalte persoane care ar dori să devină fermier, dar uh, poate nu îndeplinesc una dintre aceste condiții, există alte linii de finanțare, alte șanse sau nu prea? Uh, da. Repet, nu putem spune acum momentul lansării acestor, acestor linii de finanțare, dar au fost următoarele. Avem pentru fermierii mai micuți, adică undeva până în 10-12 hectare, a fost măsura 6.3 cu o valoare de 15.000 de euro. La fel, primeau finanțare, aici nu conta vârsta, conta să ai vechime în agricultură de minim 2 ani de zile și să-ți dorești să-ți dezvolți ferma printr-o achiziție minimă, aș spune. La 15.000 de euro nu putem avea vise prea mari, dar pentru un gospodar cu adevărat e un ajutor. 15.000 de euro să-i aibă Bine, și aceștia 15.000 sunt achitați tot așa în două tranșe, 75% imediat după semnarea contractului și 25% după implementarea planului de afaceri, practic prima tranșă este 11.250 de euro, bănuți puși toți odată la un loc, pentru un gospodar nu sunt de neglijat. Apoi pentru fermele mai mari sunt, au fost disponibile acele linii de finanțare pentru modernizarea exploatațiilor agricole. Aici, în funcție de vârsta și Vechimea fermei în agricultură se putea obține o finanțare de 70% sau de 50%. Dacă ferma era prea mai mare și vechime mai mare, atunci finanțarea se oprea la 50%. Dacă uh, șeful fermei, ca să zic așa, uh, îndeplinea și condiția de tânăr fermier, adică cele studii vârstă și uh, ferma nu mai mare, ferma, uh, firma. Forma de organizare pe care el primește da. finanțare cu o vechime nu mai mare de 5 ani, atunci mai primea un plus de 20% finanțare și se încadra la 70 cu 30%. Da. Ce posibilități ar fi pentru dezvoltarea afacerilor non-agricole în mediul rural? La un moment dat, chiar s-a pus accent pe acest lucru în diverse. Proiecte mai mici sau mai mari, unele chiar și pe startup-uri, altele pe măsuri care să dezvolte aceste afaceri conexe. Deci au fost și sperăm că vor fi și în următorii doi ani: măsura 6.2 și măsura 6.4 care sunt exclusiv pentru activități non-agricole. La 6.2 sunt sume forfetare, aș putea să le spun similare cu cele de la tânărul fermier, se puteau primi între 50 și 70 de mii de euro în funcție de tipul de activitate. Apoi, măsura 6.4, această măsură avea și o parte de cofinanțare între 10 și 30%, iar suma primită putea ajunge până la 200.000 de euro. Se știe că urmează o perioadă de tranziție de 2 ani de zile până la pregătirea noului set de proiecte. În această perioadă de tranziție, de obicei, sunt preluate aceleași măsuri, sunt aduse fonduri noi și pe aceleași ghiduri se mai lansează sesiuni. Au fost foarte căutate aceste două măsuri, și cea mică 6.2 și cea mare, pentru că s-au dezvoltat foarte multe afaceri în mediul rural. Chiar fermieri care aveau o activitate agricolă de fie creșterea animalelor sau cultivarea legumelor și au putut face o agropensiune în cadrul măsurii 6.4 sau nu neapărat dacă era fermier, dar s-au făcut mici saloane de coafură, de cosmetică, croitorii. Cabinete medicale. Cabinete medicale, exact. Au fost activități micuțe, pretabile la un sat. Da. da. Și clienții sunt mai, mai puțin ca și număr. Dar sunt activități care, pentru început, te ajută să lansezi un business și dacă munca e de calitate, apoi te dezvolți și poate peste 2-3-5 ani ți deschizi ceva și la oraș cu profitul reinvestit. Exact. Da. Deci se poate spera că vor fi asemenea măsuri și în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat anul acesta sau poate cel târziu la anul. Cu siguranță vor fi pentru că e o poate fi considerat așa ca o roată care se învârte aceste fonduri europene. E un ajutor foarte important pentru a aduce plus valoare diverselor zone și foarte multă lume este interesată de ele și atunci mai mult ca sigur ele vor, vor fi lansate. Repet, nu știm încă momentul. O informație foarte importantă, dar o așteptăm de la ai noștri guvernanți de pe o zi cu interes. Ala. Și cu interes maxim. <laughs> Uh, bun, deci uh, să înțelegem că modificările concrete față de ghidurile precedente încă nu ne sunt cunoscute la acest moment. Nu, și nici nu ar trebui să fie modificări prea mari pentru acești doi ani, mă refer perioada de tranziție. Pentru că aceste modificări de ghiduri uh, alocă, au nevoie de un timp destul de mare de, pentru a fi create, și atunci perioada aceasta de tranziție practic a și început. De la 1 ianuarie anul acesta, și nu ar fi timpul necesar pentru a crea nou, noi ghiduri. Dar analizând pe baza precedentului, care a fost în perioada 2013-2014, când a fost tot așa o perioadă de tranziție între PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2015, în acei doi ani, au fost finanțate aceleași, și au fost lansate aceleași linii de finanțare ca și în perioada um, clasică 2007-2013 2012 Din experiența dumneavoastră ce ați observat? A crescut interesul pentru fondurile nerambursabile sau nu foarte tare? Și pentru ce tipuri de afaceri? Interesul este, nu crescut, aș spune foarte crescut. Au fost încântați tinerii care au văzut dacă în primii ani doar cei curajoși aș putea zice, aveau determinarea să se arunce într-un proiect, neavând cunoștințe cam cum se desfășoară, ce urmează, ce trebuie să fac. Cei care aveau cumva așa mai multă adrenalină sau mai multă încredere în forțele proprii și, uh, sau uh, au, au depus acele proiecte, au avut succes, le-au finalizat cu succes și atunci e clar că în, măcar și în cercul lor de prieteni, în momentul în care vezi că ai un prieten care a câștigat un proiect și a avut succes și s-a dezvoltat, uh, dacă îți dorești să devii antreprenor, că sunt și acele persoane care nu își doresc să fie antreprenori. Atunci e clar că pentru ei nu îi nu putem lua în calcul, dar cei care și-au dorit să se dezvolte, să facă o afacere a lor, a, a fost un plus faptul că a văzut un prieten, un vecin, o rudă, că a făcut proiect, că a câștigat, la început erau și tot felul de povești din astea. Ai să vezi tu ce îți pățești, o să dai banii înapoi, o să plângi, o să... Ai să faci credit, ai să-ți hai... vinzi casa. Exact. Să... Nu putem nega că nu au fost și exemple mai puțin fericite, dar în fiecare caz în parte, dacă se analizează, se vede că undeva nu a fost vina 100% fondurilor, nu există. E un contract, clar, care în momentul în care îl semnezi trebuie să ți-l asumi și dacă ești, repet, un bun gospodar și un om corect în primul rând cu tine, cu siguranță îi zbutești. Și faptul că de la an la an creșterea numărului de proiecte și cererile depuse a fost în creștere, e clar că dorința e din ce în ce mai mare și atunci am cunoscut și foarte mulți tineri care s-au întors din afară să facă aceste proiecte pentru că și au dat seama că pot face niște bani uh, frumoși lucrând în România, lângă familie, lângă rude și nu stând prin străinătate și na. Și acolo muncesc, dar au un disconfort emoțional, măcar dacă nu da. <laughs> și de altă natură. Uh, bun, acum dacă ar trebui să ne referim la perioadele acestea de implementare ale proiectelor și la condițiile de primire a cele de-a doua tranșe, aceasta se leagă de vreun anumit procent de încasări rezultate din afacere sau pur și simplu de îndeplinirea indicatorilor din planul de afaceri inițial? Una dintre condiții din planul de afacere se referă și la vânzarea producției proprii. În speță, la tânărul fermier și la 6.3, era minim 20% din valoarea primei tranșe. Mai concret, dacă vorbim de un tânăr fermier care a încasat prima tranșă 30.000 de euro, pentru a putea depune solicitarea celei de-a doua tranșă, pe lângă celelalte dovezi pe care trebuie să le pună în dosar, este și faptul că trebuie să demonstreze cu acte că a comercializat producție proprie în valoare de minim 6.000 de euro. Iar la proiectul mic de 15.000 era 2.250 de euro în casări. Dacă spunem 6.000 de euro, un calcul rapid înseamnă undeva la vreo 300 de milioane, în 2 ani n-ai cum. Da. Din 10 vaci, din 2 hectare de legume, n-ai cum să nu le faci. Adică, da. doar să nu vrei, sau, într-adevăr, să stai doar pe câmp. Pentru că a fi antreprenor nu înseamnă doar să stai să semeni și să cultivi acele legume, înseamnă un pic mai mult, să te orientezi către vânzarea produselor. Ok, le-am produs, sunt mari, sunt frumoase, dar ce fac cu ele? Trebuie să le fac bani. Că... Da. Asta înseamnă să fii antreprenor, la urma urmei anul 2020 a fost cumva mai dificil, dar cei care s-au orientat pentru către livrarea la domiciliu, către acele coșuri săptămânale. Acei fermieri, să știți că mi-au spus că le-a mers mai bine în anul 2020 decât în anul 2019. În momentul în care ei merg la piață și vând în sau chiar și dacă stau ei la tarabă, prețurile sunt mai mici. Da. Dar ca și să le producă ei muncesc la fel, investesc la fel și atunci anul 2020 a venit cu o cheltuială, să zic, ca și formă de transport. Una este să livrezi la ușa clientului și alta este să te duci în piață. Dar diferența de preț între prețul per kilogram de la tarabă și cel livrat la domiciliu a acoperit inclusiv acest cost și, repet, feedback-ul general a fost că a fost mai bine. Da. Asta e foarte bine. Care ar fi categoriile de cheltuieli eligibile într-un proiect de acest tip? Pentru o afacere non-agricolă și pentru dezvoltarea fermelor de legume respectiv de animale? În cadrul activităților non-agricole, cheltuielile eligibile sunt practic achizițiile care ajută să se dezvolte acea afacere. În cadrul proiectelor non-agricole, vorbim de afaceri care pornesc de la zero. Da. dacă luăm în cal, ca și exemplu să zic un cabinet medical e un doctor care își deschide un cabinet la țară poate închiria sau concesiona clădirea pentru a-și desfășura activitatea, dar toate ustensilele, echipamentele de care are nevoie în acel cabinet trebuiesc cumpărate e foarte clar faptul că în planul de afaceri au fost enumerate aceste achiziții, iar el practic trebuie să le respecte într-un tocmai pentru a nu avea probleme la tranșa 2. Dacă, eu știu, unele echipamente au avut ceva modificări ca și caracteristici tehnice sau ca denumire, am întâlnit și chestia asta de la ofertă până la achiziție efectiv, unele echipamente au avut mici denumiri înainte de a depune tranșa 2, înainte de a face achiziția, beneficiarul trebuie să solicite o modificare de caracteristici sau de denumire pentru a nu întâmpina dificultăți. Salariile sunt eligibile pe aceste linii? Nu, nu. Din păcate? Din păcate nu. Salariile nu. Salariile trebuie plătite din profitul scos în urma investițiilor. Există vreo obligativitate de creare a unui anumit număr de locuri de muncă la După nivel național, investiție? la nivel național nu au fost obligații cu privire la locuri de muncă, în schimb au fost niște proiecte similare pe GAL. Galurile fiind acele asociații între comune da. care au putut oferi și ele finanțări de acest gen. Iar acolo pe galuri au fost obligați să aibă fie unul, fie două locuri de muncă nou, locuri, nou, locuri de muncă nou create în urma implementării proiectului. Pentru că aceste galuri trebuie să menționăm faptul că ele nu au bani de undeva așa din senin, ci pur și simplu ca formă de organizare, respectiv asociația, a depus la rândul ei anterior un proiect uh, prin care au câștigat acele sume. În cadrul proiectului depus de galuri, ei și-au asum și asumat niște indicatori, uh, niște activități create, niște locuri de muncă, uh, activități inovative și atunci ei, ei vorbesc ca și gal, pentru a-și putea îndeplini acești indicatori, au impus la rândul lor acele condiții. În ghidurile solicitantului și atunci. Mai departe pentru beneficiar Exact. Dar, repet, nu au fost valori mari. Unu, două locuri de muncă și atunci nu e greu. În, în cadrul acestor linii de finanțare pentru mediul rural se oferă fonduri și pentru a dezvolta afacerile existente sau doar pentru afaceri noi. Pentru că văd că este foarte mult accent, cel puțin în ultima perioadă, pentru startup-uri, pentru afaceri noi. Ce facem cu cele existente care ar avea nevoie de finanțare? Din păcate, aceste măsuri, cel puțin cele finanțate prin AFIR, s-au orientat către afaceri noi. N-aș putea să vă spun de ce au fost lăsate deoparte cele vechi. Cred că ei au vrut să încurajeze mai mult schimbarea. Și faptul că o afacere veche poate la un moment dat ține de antreprenor dacă decide să continue activitatea sau e mai bine să o întrerupă. Și atunci, având antreprenorul ca și a în mânecă oportunitatea de a deschide o afacere nouă, atunci au putut. În deschide un proiect nou și să primească finanțare pe o activitate nouă. Activitățile vechi și firmele vechi pot spune că mai pot primi un sprijin de la o bancă, în momentul în care ești startup și te adresezi unei bănci pentru un credit, este foarte greu să primești o finanțare. Poate îți dau ceva bănuți, dar așa, dar, din punctul acesta de vedere, au uh, mai fost niște discuții. Vis-a-vis -vis de etică, nu e totuși o concurență neloială, uh, înființarea unor afaceri cu fonduri. Eu, ca antreprenor, la vremea mea, nu am beneficiat de absolut niciun ajutor. Acum există foarte multe uh, variante, dar culmea pentru cineva ca mine cu experiență nu sunt, doar pentru afaceri noi. Păi. Asta așa este, dar... Cu cei vechi... Cei vechi au o experiență în spate. Păi tocmai către... și firmele lor de multe ori sunt mult mai solide și mai capabile să treacă un hop de genul crizei care tocmai a venit sau vine sau urmează da. decât cineva nou care abia scoate capul din ceață, din ceața antreprenorială. Astfel încât să-și dea seama cam cum ar trebui să fie lucrurile. Da, aici aveți dreptate, doar că întotdeauna un set de reguli nu poate fi pe placul tuturor. Deci, clar că întotdeauna va fi o parte avantajată, între ghilimele, și o parte mai puțin avantajată. Și la noi, la consultanță, mai vin fermieri care nu se încadrează în aceste condiții puse și pun aceeași întrebare ca și dumneavoastră. Ok, și eu, care sunt fermier și am și fac și dreg, mie de ce nu-mi dați? Păi Dar am reguli... peste 41 de ani. Exact. Aceste reguli nu sunt făcute de consultanți. În momentul în care au fost alocate aceste fonduri, au venit cu niște reguli. E foarte clar pentru mine faptul că dacă nu ar fi niște reguli, înseamnă că toată lumea ar dori să obțină aceste fonduri. Și e foarte clar că nu ar ajunge pentru toți oricât ai -ajung. Da, exact, oricât ar fi, tot n-ajung. Și atunci trebuie să fie ca o sită, uh, aceste reguli de funcționare și de eligibilitate. Toți ne dorim să primim fonduri. că e greu, că e ușor, pe oricine ai întreba vrei niște fonduri? Da, vreau. De asta, de multe ori la telefon, sincer vă spun, uh, Conversația începe cam așa. Am auzit că dați fonduri, vreau și eu. E foarte falsă ideea. Deci nu e așa, nu dau eu. Vreau fondurile. și eu un împrumut. Da, sau la bancă la fel, vreau un împrumut. Este clar că toată lumea își dorește un ajutor, indiferent cât de mic este, dar na, nu pot fi finanțați toți, pentru că suma e cu limită, nu e fără număr. Am <laughs> și înțeles. Atunci, trebuie să-i uh, ierarhizăm cumva. Pe alte linii de finanțare se acordă un plus de punctaj pentru activitățile inovatoare sau, mă rog, conform definiției, ce înțelege fiecare prin aceste activități inovatoare. Există această prevedere și pentru activitățile din mediul rural? Să se încurajeze cumva activitățile inovatoare în cadrul proiectelor? Um... Această sintagmă sau această chestie cu inovația a apărut totodată cu proiectele de la Gal, doar că toți cei de la Gal ne-au furnizat și definiția a ceea ce înseamnă inovator. Astfel încât inovator înseamnă inclusiv un echipament nou, nu doar. Toți ne-am imaginat că probabil un tractor inovator înseamnă să aibă 5 roți sau mai știu eu ce. Nu, inclusiv faptul că acea fermă nu are echipamente noi și prin acest proiect își cumpără echipamente noi, poate fi încadrată ca, ca și o activitate inovatoare. Într-adevăr au făcut diferența pentru că în momentul în care, în trecut, o parte din fermier prin fonduri și-au cumpărat teren a fost un sprijin important și a adus ca numărul proprietarilor de teren să crească de la an la an tocmai cu ajutorul acestor fonduri europene. În momentul în care a fost pusă și s-au alocat, alocat puncte pentru activitatea de inovație, terenul nu a mai putut fi încadrat acolo. Și atunci, între un proiect care își dorea să cumpere echipamente noi și performante și un proiect care își dorea să cumpere doar teren, a avut de câștig cel cu utilaje. Asta a fost o diferență în PNDR-ul nou față de PNDR-ul vechi, 2007-2013. Acum, ele nu pot fi la fel. E clar că trebuie să existe schimbare, e clar că... Trebuie să fie încurajată lumea să-și ia echipamente noi. Sincer pot să vă spun faptul că, la un moment dat, am sesizat o oarecare reticență din partea unor fermieri în a-și cumpăra uh, utilaje noi, cu noi astea noi, cu calculatorul, cu. nu știu dacă se strică mai repede, ce mă fac? Las când cumpăr teren, că ăla e bun, îl... da. e al meu pe viață. Tractorul se strică, ei, în momentul în care a apărut diferența asta cu inovarea, ei, ok, e bun și eu tractorul. Teren îmi cumpăr eu după aia, din profit. Exact. <laughs> și în felul acesta au fost încurajați să se îndrepte către tehnologii noi, moderne. Ba mai mult, în unele comune au apărut și business-uri mai noi, cum ar fi studiouri foto. Care au fost privite ca o inovare pentru zona respectivă. Da. În primă fază au început cu saloane de coafură și frizerii și mici croitorii. După care s-au diversificat activitățile. Am avut într-o comună activitate de. Uh, um, o activitate de sport și divertisment prin zbor cu parașuta și cu parapanta uh, într-o altă comună un tânăr care și-a deschis un studio foto și chiar a făcut niște uh, cataloge foarte frumoase cu imagini din zonă, cu mănăstirea cu biserica din comună, lucruri da. foarte frumoase care nu ar fi apărut da. dacă nu ar fi avut acea finanțare cu siguranță. Ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb: um, Care ar fi riscurile pe care ar trebui să le aibă în vedere cineva care dorește să acceseze fonduri europene în mediul rural? Atâta timp cât el stă la litera contractului. Și nu se abate de la planul de afaceri pe care l-a întocmit împreună cu consultantul și cu care a fost de acord, aș putea spune că riscuri nu există. Dar e clar faptul că trebuie să fie acolo, să fie ancorat în realitate, să fie implicat în activitate și să își dea tot concursul astfel încât, indiferent de situațiile create, plăcute sau neplăcute, să își dorească să soluționeze situația la litera legii în primul rând și astfel încât să iasă câștigător din acel contract. Deci incidente, n-aș putea să le spun riscuri. Odată ce riscul acesta de um, nerealizarea culturii, de exemplu, este un risc. Acesta se poate asigura? Um... Sau nu întotdeauna. Re, asta ține și de o firmă de asigurări. Sunt asigurări care se fac pentru culturile agricole, dar uh, și aceste asigurări au în spate anumite obligații. Uh, dacă vrei să-ți acoperi riscul de vandalism, trebuie să ai contract cu o firmă care îți păzește culturile. Uh, există asigurări pentru grindină, pentru secetă. Uh, Pot fi, asigura, pot fi asigurate îți acoperă într-o oarecare parte acest risc pentru că asigurarea îți dă niște bani dar nu e ca și cum anul acela ai fi fost pe plus sau ai fi făcut da. bani mulți. Îți acoperă o parte din cheltuielile care tu deja efectiv le-ai realizat cu înființatul culturii, cu întreținerea ei și tot ce ține de cheltuială pe un an de zile. Din păcate, să știți că, la acest moment, nu sunt foarte deschiși tinerii în momentul în care îi întreb de asigurări. Nu vor uh, să se asigure? Uh, în primul rând, sunt niște sume care se plătesc. În uh, al doilea rând, cred că încă nu este dezvoltată siguranța sau uh, dorința de a fi asigurați. Nu nu știu să vă spun de ce anume, probabil dacă ar fi un pic mai mult mediatizat avantajele create de aceste asigurări și clar, de multe ori trebuie lucrat cu exemple concrete la cât costă ce implică din partea fermierului? Când trebuie să fac aceste asigurări? Pentru că o, o parte din ei își pun întrebarea: uite, poate era bine să am asigurare, dar după ce a fost Grindina, e clar că e da. târziu. Probabil pentru anul următor, sau anii ce vor urma, poate va fi influențată. Mai multă deschidere! Mai multă deschidere, dar cred că încă nu există o mediatizare prea multă, sau poate fi și asta o sugestie pentru următorul PNDR: să fie inclus obligația că în momentul în care faci un proiect. Să fii, să fii, obligat să-ți asiguri culturile, utilajele și atunci în momentul în care niște lucruri vin ca și obligatoriu, dar să nu fie nici o povară financiară prea mare, pentru că atunci fermierul se răzgândește și dă un pas înapoi și nu mai face proiect deloc. Deci n-am făcut nimic. Trebuie dacă sumele fi... acestea ar fi eligibile cu asigurările în buget, probabil cu toții ar. Să știți că pe parcursul, am... la idee. Pe parcursul anului 2020 a fost măsura 17, care efectiv se, se referă la aceste asigurări. Doar că fiind la început, iarăși a fost o chestie, o reticență. Um, au fost puțini fermieri care în momentul lansării sesiunii au fost găsiți cu poliție făcute și atunci nu pot să spun că a fost chiar un succes, dar probabil în următorii ani vom putea discuta și despre aceste asigurări, care într-adevăr dau un plus de siguranță în situația Ce recomandări aveți pentru cei care doresc să acceseze proiecte pentru mediul rural? În primul rând, le pot da ca o idee sau ca o sugestie. Întotdeauna proiectul trebuie să fie accesoriu unui business și nu e invers. Aici mă refer uh, exclusiv la afacerile în agricultură. Uh, pentru oricine, că e tânăr, că nu e tânăr, nu contează. Dacă n-ai avut nicio treabă cu agricultura și acum, de dragul unor fonduri, vrei să te apuci de agricultură, e puțin cam greu. Pentru că, cum vă spuneam, e nevoie de niște suprafețe și de un număr de animale care nu-ți permite să încerci. Ia să văd, poți și eu să fac agricultură? Și atunci eu întotdeauna le spun, e cel mai bine în situația în care proiectul vine ca și accesoriu al unui business. Fie ai lucrat lângă mama, lângă tata, fie ai făcut cât de cât de unul singur și ai încercat, ai văzut, sunt, te poți să trezi în situația în care ai început un proiect și după un an de zile să-ți dai seama că nu-i de tine. Și atunci, într-adevăr, e bai. Că nu te poți întoarce după ce ai semnat contractul și a trecut un an de zile, nu te mai poți întoarce, știi, eu nu mai vreau fonduri. E, bine, te poți întoarce, te dar poți întoarce. Dai, dai toți banii înapoi. Și nu e ușor dacă i-ai mai și cheltuit, deja aș putea zice că e chiar un necaz. Și atunci, în situația în care Există un minim de experiență, eu îi încurajez să aplice pentru fonduri, să acceseze aceste fonduri, că um, e un sprijin real, sunt nerambursabile și investițiile pe care ei le fac îi vor ajuta să câștige bani mai repede și mai ușor. Mai mult de atât și mai bun de atât, nu cred că ar putea fi un ajutor. Uh, da. Este foarte interesant într adevăr, mai ales pentru persoanele care nu au mai accesat fonduri. Pentru cele care au mai accesat, probabil este mult mai simplu sau respectiv știu dacă mai doresc să aplice sau nu. Cu siguranță din momentul în care ai trecut printr-un proiect, ai o idee foarte clară dacă mai vrei să ai de face cu acest tip de activitate sau nu. Dar cei care nu au mai avut tangență cu fondurile, fie se informează de pe net sau de la consultanți, fie au prieteni în jurul lor care au accesat, și atunci informațiile venite de la prieteni sunt foarte importante. Practic, acei prieteni au trecut efectiv prin tot ce ține un proiect și le pot da. Cei drept, doar niște povești, pentru că niciodată nu sunt uh, proiecte care sunt identice. Da. Fiecare e cu speța lui, fiecare este cu situația lui. Uh, ca să dau un exemplu, e clar că e foarte diferit inclusiv între doi oameni care merg la prășit. Unul plășește mai ușor și unul mai greu, pentru că fiecare are o condiție fizică, o dorință de muncă, așa e și cu proiectele. Tot de ala au făcut și prietenul, dar el a fost altfel. E clar! A fost Am altfel. Înțeles. E alt tip de om. Are altă înclinare. Suntem diferiți cu toții și trebuie să acceptăm treaba asta. Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă doresc mult succes în ceea ce vă propuneți anul acesta. Încheiem nu înainte de a-i mulțumi doamnei Alina Nechifor pentru coafură, doamnei Lidia Ilaș de la Gossip and Beauty pentru manicură și machiaj și magazinul Nisa pentru vestimentație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 20. Nu uitați să ne vizitați pagina de Facebook și să ne scrieți pe adresa de e-mail. Până săptămâna viitoare, la revedere!